Setele de avertizoare plus stație Fox RX plus Micron intră sub lupă și în cele ce urmează vom vedea cui se potrivesc și cui nu. Fiind capetele de serie, rezultă două lucruri. 1. Sunt cei mai avansați senzori Fox de la acest moment și 2. Prețul reflectă asta. Prin urmare, dacă bugetul ne permite, vom avea în dotare avertizoare și stație cu funcționalități moderne care ne fac viața mai ușoară. Pe de o parte, pentru că utilizarea este simplă și intuitivă, chiar dacă au opțiuni multiple și, pe de altă parte, pentru că, reglându-i corect, trăsăturile vor fi semnalizate prompt, iar alarmele false se vor reduce până la eliminare. O precizare înainte să intru în detalii. Gama RX Plus Micron include seturi de 4 plus 1, 3 plus 1, cum sunt cele de față, dar și de 2 plus 1 și chiar stație și senzori individuali. Avertizorul. De la comutatorul mic metalic din stânga, îl pornim și oprim. Are trei poziții. În sus e oprit. Pe mijloc e pornit în modul zi. Și în jos e modul noapte. La pornire se aprind rapid în secvență toate culorile LED-urilor, după care rămân aprinse 10 secunde în culoarea selectată. Tot 10 secunde stau aprinse și după trăsătură. Cu senzorul pornit, apăsând succesiv pe butonul din stânga-spate, selectăm culoarea dintre cele 6 disponibile. Roșu, verde, albastru, portocaliu, mov și alb. N-am ajuns încă la stație, dar merită spus că se sincronizează culoarea aleasă cu stația. Tot pe spate mai avem un buton din care selectăm intensitatea luminoasă, 3 niveluri, atât pentru zi cât și pentru noapte. A. În modul noapte, ambele LED-uri luminează discret în culoarea aleasă. Revenind în față, mai e ceva care se sincronizează cu stația. Tonalitatea pe care o alegem dintre cele 8 disponibile, rotind butonul din mijloc. Tot 8 sunt și nivelurile pentru volum, rotița de sus, cu mențiunea că primul dintre ele este silențios, semnalizarea fiind doar vizuală. Apropo, trăsăturile RAN, peștele ia fir, se depărtează de noi și drop back, firul se detensionează, peștele venind spre lansetă, sunt semnalizate diferențial. Atât vizual, LED aprins la RAN, respectiv intermitent la drop back, cât și sonor, tonalitate mai înaltă sau mai joasă. 8 trepte avem și la sensibilitate, reglată de la rotița cea mai de jos, de la 9 cm la 2,8 mm pe sensibilitatea cea mai mare. Cele două valori se referă la cât trebuie să se deplaseze firul pentru ca senzorul să semnalizeze. Este bine să alegem sensibilitatea cea mai mare la care nu avem semnalizări false. În acest sens, senzorii au un sistem care reduce numărul alarmelor false când bate vântul și sunt valuri. Mai era ceva în partea din spate. Mufa jack standard pentru alimentarea swingerelor sau hangerelor iluminate. Și în față mai e ceva, și anume la butonul de pornit-oprit. Dacă pornim, oprim și iarăși pornim senzorul și facem secvența asta în mai puțin de o secundă, senzorul intră în modul pentru testarea comunicației cu stația. Evident, stația trebuie să fie pornită. Din acest mod iese fie automat după 5 minute, fie dacă avem trăsătură, fie oprindu-l. Conform specificațiilor, unde producătorul menționează ultra long range, trebuie să ne așteptăm la distanță foarte mare de comunicare, cu toate că nu este dată valoarea maximă în metri. Câteva considerente constructive și trec la stație. Datorită urechilor înalte cu inserții de cauciuc, lanseta stă în siguranță, reducându-se riscul să cadă de pe senzor la trăsăturile violente. Carcasa este închisă ermetic, prevenind pătrunderea umezerii la componentele electronice. Capacul detașabil protejează butoanele și LED-urile de șocuri mecanice în timpul transportului și manipulării. Cu toate astea, cel mai bine le protejăm transportându-le în huse dedicate. Pe șurubul de prindere cu file standard există o șaibă din cauciuc care ne ajută să fixăm senzorul în poziția dorită. Dacă aceasta nu este suficientă, avem în cutie alte 4 șaibe de cauciuc și încă 4 seturi de șaibe rigide de grosime ajustabilă prin rotire. Pentru fiecare avertizor folosim minimul de șaibe care ne ajută să-l montăm așa cum vrem.
Termin cu senzorii spunând că funcționează cu două baterii AA la care avem acces, desfăcând cu șurubelnița din dotare cele două șuruburi laterale. Producătorul afirmă că atât avertizoarele cât și stația au consum redus, lucru confirmat de utilizatori. Oricum, partea bună este că ambele semnalizează vizual când bateriile trebuie înlocuite. Stația. O pornim rotind spre dreapta butonul de sus. Se vor aprinde LED-urile sau mai bine spus liniile de semnalizare, luminând rapid în secvență culorile disponibile. Apoi este indicat nivelul de încărcare al celor trei baterii AA cu care funcționează stația. Avem așa. 4 linii verzi, bateriile sunt în stare bună. 3 linii verzi, bateriile sunt puțin descărcate. 2 linii portocalii, bateriile sunt aproape descărcate și ar trebui schimbate. O linie roșie, bateriile trebuie înlocuite cât mai curând posibil. Totodată, în timpul funcționării, stația semnalizează periodic baterie descărcată cu flash de lumină turcoaz pe toate LED-urile. Mai mult, ne indică și baterie descărcată la oricare dintre senzori, tot așa cu lumină turcoaz pe LED-ul asociat avertizorului respectiv. Accesul la bateriile stației se face desfăcând cele două șuruburi și ridicând capacul. Tot de la butonul de sus reglăm și nivelul volumului. Spre deosebire de senzori la care avem 8 trepte de volum, la stație reglajul este liniar, de la minim, silențios, la maxim. În dreapta LED-urilor există senzorul de infraroșu pe care producătorul l-a prevăzut pentru comunicarea cu produse viitoare, cum ar fi lămpile de cort. Sub LED-urile de semnalizare avem două LED-uri cu lumină albă care se aprind după 3 bipuri succesive, cu condiția ca această funcție să fie activată, dând în sus butonul din stânga de pe spate. Lumina albă, utilă noaptea în cort, se aprinde și se stinge progresiv și stă aprinsă 15 secunde, spre deosebire de LED-urile colorate, care, la fel ca la senzori, rămân aprinse 10 secunde după trăsătură. Și tot ca la senzori, semnalizează diferit, sonor și vizual, run de dropback. Avertizează și când se închide unul dintre senzori, ca protecție antifur. Lângă butonul pentru lumina de cort este unul similar pentru activarea vibraților. Astfel, cu volumul la minim, stația va semnaliza doar vizual și prin vibrații. Ultimul buton de pe spate, acesta mic roșu, este pentru memorarea avertizoarelor pe stație. Se pot înregistra maxim 8 senzori. Procedura este simplă. Cu toate avertizoarele oprite, pornim stația. Ajutându-ne de capătul celălalt al șurubelniței, apăsăm și ținem apăsat butonul roșu până când primul LED din stânga începe să lumineze intermitent. Apoi pornim senzorul pe care vrem să-l memorăm pe acest canal. Stația confirmă sonor și trece la următorul canal. Repetăm procedura pentru toate avertizoarele. Finalizăm operația, fie ținând iarăși apăsat pe butonul roșu, fie oprind stația. 3 observații constructive și închei. Stația este construită să stea pe masă în poziție verticală. Marginile cauciucate îmbunătățesc aderența. Și, dacă vrem să o purtăm la gât, afașăm șnurul cu care vine. Gata! Am luat lupa de pe Fox RX Plus Micro. Pescarii care sunt încă nesiguri, dacă li se potrivesc aceste avertizoare, pot adresa întrebări fie mai jos în secțiunea de comentarii, fie în pagina produsului.